Volvo V60 e un fel de intrus în gama Volvo, pentru că este un model inventat odată cu a doua generație a sedanului S60. Deci, V60 este un S60 break. Chiar dacă prin tradiție break-urile nu sunt la fel de atrăgătoare sau sportive ca mașinile din care derivă, Volvo V60 este aici ca să demonstreze contrariul. Mașina propune un design dramatic, foarte sportiv, dar care poate fi înmuiat de câteva minusuri de care trebuie să ții cont dacă vrei să-ți cumperi un break premium compact. Strategia Volvo pentru acest model este foarte interesantă. Are aceleași dimensiuni ca sedanul și chiar și același preț. Deci alegerea unui V60 în locul unui S60 este doar o chestiune de gust și de 50 de litri capacitate suplimentară în portbagaj. Pe lângă avantaje legate de cost, păstrarea cât mai fidelă a configurației caroseriei originale aduce și un design mai suplu și mai dinamic. Mașina nu îți lasă impresia că a fost lungită sau că a fost transformată în mod nefiresc într-un break. În interior nu există modificări substanțiale. Portbagajul are o capacitate de 430 de litri, la fel ca Audi A4 Avant, dar este mai mic cu 30 de litri față de BMW seria 3 Touring și cu 70 de litri în comparație cu Mercedes-Benz clasa C T-Model, liderul segmentului din acest punct de vedere. Volvo V60 este construit pentru escapade în extraurban. Scaunele sunt moi, dar oferă o foarte bună susținere laterală, iar tapiseria deschisă la culoare dă savoare confortului din această mașină. Designul ceasurilor de bord și al consolei centrale este minimal și foarte plăcut. Pare biroul unui artist nordic cu mintea limpede. La fel ca orice Volvo modern, V60 are în standard sistemul de frânare automată City Safety, care te poate scăpa de accidentele produse la viteză mică. Comportamentul rutier este deopotrivă un punct forte, dar și un minus pentru această mașină. Volvo V60 dă dovadă de agilitate și multă precizie. Este poate cel mai sportiv Volvo construit vreodată, fără să-și propună în mod expres să fie agresiv. Mașina este echipată cu un sistem care frânează roata de pe interiorul virajului și transmite mai multă putere celei din exterior. Astfel, fiecare mișcare a volanului se traduce într-o reacție fermă a botului mașinii. Volvo te lasă să-ți alegi tipul de șasiu, sport sau confort, și nu-ți cere niciun ban în plus pentru asta. Mașina din imagini este echipată cu cel confort și aici e problema. Dacă fața acestui break te face să crezi că aderența e nelimitată, spatele devine ușor jucăuș pe viraje abordate mai agresiv. Deci suspensia sport pe care am testat-o pe S60 este mult mai indicată. Asta cu atât mai mult cu cât setările confort aduc mai mult instabilitate pe viraje decât așteptatul confort. Mașina din test este echipată cu noul motor Volvo D3. Este vorba despre o unitate turbo-diesel de 2 litri, cu, atenție, 5 cilindri, ce dezvoltă 163 de cai putere. Propulsorul e foarte vioi, dar din păcate, ori nivelul lui de zgomot, ori antifonarea lasă de dorit. Și consumul e cam mare, media coboară cu greu sub 9 litri pentru 100 de km parcurși. Și nu e vina transmisiei, pentru că această cutie de viteze Power Shift robotizată cu dublu ambreiaj și 6 trepte funcționează impecabil. La un preț de puțin peste 47.500 de euro cu tot cu TVA, Volvo V60 are de partea lui cel mai îndrăzneț și modern design din clasa lui, plus siguranța de top. Dar, la aceiași bani, poți cumpăra oricare dintre cele 3 break-uri concurente, seria 3, A4 sau clasa C. Fiecare are avantajele lui, de la ținuta de drum la spațiul interior. Bătălia este deci deschisă și foarte echilibrată.